Zălăuanul Eduard Helving a fost propus la șefia Serviciului Român de Informații, potrivit unor surse oficiale citate de presa centrală. Eduard Helving este propunerea președintelui Klaus Iohannis pentru șefia Serviciului Român de Informații, informează surse apropiate administrației prezidențiale. Iohannis a optat, iată, pentru o propunere politică după discuții avute cu premierul Victor Ponta. Parlamentul este cel care va pronunța în cazul lui Eduard Helving, în cazul în care propunerea se confirmă, acesta urmând a merge la audieri în comisii, apoi va urma votul în plen. Eduard Helving a absolvit Colegiul de Apărare și a făcut studii de securitate la un centru european de profil.